Sănătate și bine ai revenit printre Matriul Crypto la ediția de seara Știlo Pescu din lumea criptomonedelor. Guvernul sud-corean lucrează la un proiect de lege pentru înghețarea activelor nord-coreene utilizate pentru finanțarea programelor ilicite de arme. Platformele chineze de vânzare cu amănuntul vor trebui să ofere opțiunea de plată în yuan digital pentru a fi în conformitate cu legile. Startup-ul blockchain Soramitsu construiește o rețea de plată digitală pentru a conecta Japonia, India, China și Asia de Sud-Est folosind moneda digitală a Cambodgiei. Nigeria ocupă primul loc la nivel global în ceea ce privește gradul de conștientizare a criptomonedelor potrivit analizelor efectuate de Consensus și YouGov. Australia respinge proiectul de lege pentru reglementarea cripto. Shiba Inu înregistrează fluxuri de deținători cu 1173% mai mari în această săptămână epică. Trilioane de jetoane SHIB dispar din schimbul major Bitvavo și ajung într-un portofel necunoscut. Cristiano Ronaldo tachinează planurile NFT în timp ce se află la un test cu detectorul de minciune alături de Binance. Binance este mult mai puternic și cu mult mai departe în conformitate cu reglementările, spune CEO-ul Jianpeng Zhao. Șeful de produse de la Binance, Mayur Kamat, a demisionat pe fondul unor probleme de reglementare, alăturându-se altor directori senior dorni să plece. Jeremy Kioski a fost acuzat de SEC pentru creșterea prețurilor împrumuturilor negarantate folosind comunicate de presă false și declarații înșelătoare despre transformarea acestora în criptomonede. Exchange-urile de Bitcoin și furnizorii de active virtuale activează respectarea regulilor de călătorie unde ești obligat să folosești un serviciu ca Revolut ce oferă datele personale atât celui care îți trimite cât și datele tale. London Stock Exchange face un pas în viitor prin dezvoltarea unei platforme de tranzacționare bazată pe blockchain pentru activele financiare tradiționale, o mișcare majoră în valorificarea tehnologiei blockchain. Universul Nexo integrează moneda Cosmos Atom și ești invitat să participi în ratele de câștig și liniile de credit instantanee susținute de moneda Atom și multe altele. Un număr mare de influenceri cripto de pe rețelele sociale insistă că BlackRock cumpără în secret Bitcoinul. Calculatoarele cuantice vor fi un avantaj sau un rău pentru mineritul de Bitcoin, o analiză cuprinzătoare pentru cei dorni să rămână în frunte. Entuziasmul în lumea cripto se risipește aproape la fel de repede cum a crescut în urma unei hotărâri judecătorești care pare să deschidă calea ETF-ului spot Bitcoin. Deși o aprobare spot ETF ar fi un lucru bun pentru industria cripto, este de fapt o distragere a atenției deoarece Bitcoin ar avea performanțe grozave fără acest ETF, declară directorul de investiții de la Altana Wealth. XRP vede o creștere de 1,5 miliarde de dolari a volumului de tranzacționare, un semnal optimist pentru Shiba Inu și Bitcoin Spark. Ripple vinde zeci de milioane de monede XRP în pierdere deoarece prețul scade după o creștere recentă. Actualizarea procesului Ripple vs. SEC. Judecătorul Torres este sceptic față de cererea instituției SEC. Cam atât în ediția din seara asta, toate sursele le găsești în descrierea clipului postat pe YouTube. Nu uita, te rog, că nu sunt consultant financiar, iar ce spun nu trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la colecta cât mai multe criptomonede.